Uitându-mă în ultimii, 5-10 ani, observ tot mai multe proiecte care încearcă să ofere o soluție paralelă la sistemul educațional. Aceasta mă face să mă gândesc la un lucru foarte simplu. Înseamnă că ceea ce producem astăzi în educație nu este adaptat și, ca atare, există soluțiile alternative. Soluțiile alternative, acum trebuie să spunem următorul lucru. Ele sunt ancorate foarte mult în nevoile de zi cu zi ale celor care le aplică, dar cred că facem o greșeală. Și greșeala este aceea de a condamna sistemul de educație actual. Cred că acolo ar trebui să privim cu mult realism o situație simplă, o realitate simplă. Sistemul educațional actual produce ceea ce a fost gândit să producă. Omul nou al socialismului. Omul nou al socialismului pe sistemul acela de educație, și dacă nu vrem noi să avem altceva, înseamnă că el va produce în continuare acest lucru. Acesta a fost comentariul meu general. Comentariul foarte specific se referă la aceste investiții pe care companiile le fac. Cred că fiecare dintre ele se uită cumva specific la domeniul lor de activitate, utilizează facilitățile fiscale, dar dacă vrem să ducem lucrurile la nivelul următor, probabil că ar trebui să facem presiune pentru un incentiv suplimentar, mai ales în această discuție despre educația timpurie. Am înțeles foarte bine, educația timpurie vizează o grupă de vârstă. Am însă următoarea părere. Vorbim despre educație timpurie pe mai multe paliere de vârstă, pentru că pe măsură ce un om trece printr-un proces de formare, el se află într-un stadiu permanent de educație timpurie. Chiar și eu, după școală, facultate și 15 ani de carieră, mă aflu astăzi în situația de a nu ști exact ce se întâmplă în jobul meu în 10 ani. Și atunci îmi pun problema despre educație timpurie. Și comentariul foarte specific se referă la mama mea. Mama mea este educator de creșă. Într-o creșă dintr-un oraș de provincie mic. Și vă pot spune că acolo sunt trei probleme foarte, foarte mari. Numărul 1, creșele sunt în subordinea direcției de protecție socială, de asistență socială și protecția copilului. Fără să vorbesc despre ce nu știu, vă spun că politizarea în legătură cu administrația municipală este maximă și din 10 oameni, poate 2 știu meserie. Numărul 2 se referă la calitatea materialelor pentru educație și formare. Praf. Și numărul 3 se referă la un aspect absolut critic. Mama îmi spune așa. Bine, ea este și foarte pasională. Spune, vin părinții și aruncă copiii în creșă. Și apoi Dumnezeu știe ce se întâmplă. Educația asta despre care vorbim, adică noul model de educație, nu se poate întâmpla doar la creșă sau doar la școală, ci el trebuie neapărat să implice educația părinților, familiei.